On est aujourd'hui au MMA Factory, Paris 12e, puisqu'on a déjà un MMA Factory Paris 17e. Et c'est le coup des professionnels, le coup des compétiteurs. Donc il y a certains qui ont des dates, il y a Samy qui a une date bientôt au Bama, il y a Damien qui défend sa ceinture au Bama aussi, il y a Nassour au Bama, Mehdi au Cage Warrior, Tonton en Russie, et il y a Yon qui combat le 4 novembre. Yon qui était là-bas, il combat le 4 novembre à l'UFC 217 au Madison Square Garden. C'est l'une des préparations les plus importantes qu'on ait à la salle. Le seul problème que j'ai avec lui, c'est vraiment comment envoyer le poing sans envoyer le corps. L'adversaire est ici. Ok, et toi tu boxes comme ça. Moi je veux pas ça. Non. Moi je veux que tu restes ici et que tu fasses. Voilà. Allez, on repart debout, debout, debout. Là-bas. Allez, touche, touche. Voilà, voilà. C'est bien. On repart debout, 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 debout. Encore. Garde la distance. Distance là. Et pam 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 pam. Allez, 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 encore, distance. Mă numesc Ion Cățelaba, sunt din Republica Moldova, am 23 de ani și sunt unicul moldovan care reprezint Republica Moldova în UFC. Nu știu, dacă sincer, spunem așa, nu prea țin minte ce-mi dorim eu în viață, știi? Dar permanent știam că pentru mine este ceva pus deoparte, știi? Permanent așa știam că pentru mine Domnul pus ceva deoparte și principalul o să mergem înainte și să avem încredere în ceea ce faci. Mai am încă 3 săptămâni, am venit cu scopul să ne întrebăm o lună. De ce l-am ales anume pe Lopez Fernandez? Deoarece e cel mai bun. Eu cred că el este cel mai bun aici în Franța și ne cunoaștem, suntem buni prieteni. Știi, vreau să spun numai una, că să fie antrenor e foarte ușor, dar să fie antrenor, într-adevăr, care poți demonstra ceva, care poți să ai rezultate, urmă, e foarte greu. Asta vorbim anume despre Lopez, este un antrenor foarte deștept și de aia și l-am ales pe dată. Eu, generalul niciodată, n-a spun nimănui, numai familia, știi, dar vreau să spun, eu fac așa bani, dar pe viitor o să fac așa, mai mult. Dar nu este stop pentru mine și eu cred că ați primesc cu mult mai mult, ați primesc milioane, ați primesc milioane. Nu e rău ca să tinzi spre ceva. Dacă el încurc, ce faci tot timpul? Vrei la distanță. Contact, Tonton! Contact! Volum! Va de contact! La distanță! Just tu gardi la distanță în menon! De multe ori se întâmplă că, și de multe ori mă motivez că totul e înainte pentru mine și nu trebuie să dăm un pas înapoi, că dacă vorbim amu despre ca luptător în UFC, sunt 1000 de băieți care așteaptă să fie în locul meu. Așa că trebuie să muncești amu cât poți și cât ai posibilitate. Pentru mine, ca știi, a fost careva zile grele și pentru restabilire, pentru o sală nouă, un antrenor nou. Vreau să spun că în Republica Moldova am foarte bun antrenor,
Mihai Cotruță. E foarte bun luptător, foarte bun antrenor. Cu mult, mult se seamănă cu Lopez, tot așa strategic. Vreau să spun că sunt foarte bucuros că am venit în MMA Factory, la Fernand. Am IB o săptămână, dar am impresia că am jumătate de an. Pentru mine, un antrenament face ca o lună. Prind mult, 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 mult înveț. Permanent găsesc timp pentru a motiva și a da un sfat tinerilor. Pentru mine a fost permanent, a fost scopul de a demonstra că orice care, nu contează unde ești născut, nu contează în ce familie ești născut, contează ceea ce ai aici și contează cât de tare dorești să ajungi acolo. Știi? Timpul vrei, nu vrei, timpul îți oferă lucrurile astea. Răbdare și muncă.